Bine te regăsesc! Așa cum știi, învățarea nu se produce numai la școală, ci în toate situațiile de viață. Excursiile organizate împreună cu colegii tăi sau călătoriile împreună cu părinții și cu prietenii sunt ocazii minunate pentru a învăța cum să privești și să observi lumea din jurul tău. Oamenii parcurg distanțe mari pentru a vizita diferite obiective turistice. Astfel de vizite se pot transforma în reale experiențe culturale și de cunoaștere. Castelele medievale sunt puncte de atracție atât prin istoria cât și prin arhitectura lor impresionantă. Rămâi alături de mine pentru a descoperi împreună cum o vizită, chiar virtuală, la un castel medieval devine o experiență culturală și de cunoaștere. Îți prezint o tehnică de observare și de descriere a unui obiectiv turistic, Castelul Bran. Prima etapă în această călătorie este pregătirea, adică o scurtă informare asupra istoricului acestui castel. Castelul Bran este un obiectiv turistic situat în localitatea Bran, la 30 de kilometri de Brașov. Istoria castelului datează din secolul al XIII-lea, când a fost o cetate cu scop militar construită de cavalerii teutoni. De-a lungul timpului, cetatea a fost supusă unor modificări succesive. S-a adăugat un turn în partea de sud și alt turn, de formă dreptunghiulară, a fost construit în partea de est, iar acoperișul a fost îmbrăcat cu țiglă. Cetatea a fost transformată în castel în anul 1920, pe când era în proprietatea reginei Maria, perioadă în care s-au realizat cele mai importante lucrări de restaurare. În prezent, castelul adăpostește Muzeul Bran, care se întinde pe cele 4 etaje ale castelului. Pentru a privi un obiectiv turistic, mai întâi observi perspectiva de ansamblu, apoi succesiv îți orientezi atenția înspre planul îndepărtat, planul apropiat, până la focalizarea asupra detaliilor. Perspectiva de ansamblu cuprinde o imagine amplă și completă a castelului Bran, care este așezat într-o regiune de munte, încadrat de culme ale dealurilor și munților, de pădure. La poalele acestuia se întinde localitatea Bran. Planul îndepărtat evidențiază construcția robustă, înaltă, cu multe turnuri, așezată pe o stâncă acoperită de vegetație. Planul apropiat reliefiază detalii de arhitectură, turnuri, ferestre, grilaje. Se poate observa masivitatea turnurilor și vechimea acestora. Focalizarea asupra detaliilor aduce în prim plan o parte din zidul de piatră de culoare cenușie, precum și ferestrele încadrate în zidurile groase și înalte ale castelului. După informare și observare, urmează a treia etapă, cea a precizării valorii culturale prin referire la istorie, tradiții, artă, în cultura națională și internațională. Castelul Bran este un monument istoric de a cărui existență se leagă câteva personalități istorice. În secolul al XIV-lea, regele Ludovic I al Ungariei le dă sașilor din scaunul Brașovului dreptul de a ridica o nouă cetate de piatră la Bran pe o întăritură de graniță mai veche, ridicată de cavalerii teutoni în secolul al XIII-lea. În anul 1407, Sigismund de Luxemburg îi acordă lui Mircea cel Bătrân stăpânirea castelului Bran, iar cetatea rămâne sub autoritatea țării românești până în anul 1419. Câțiva ani mai târziu, castelul Bran a trecut din proprietatea scaunului Brașovului în cea a coroanei Ungariei, care a finanțat lucrările de fortificare și de extindere,
Apoi, cetatea Branului a fost închiriată de regalitatea maghiară către scaunul Brașovului. Câteva sute de ani mai târziu, la 1 decembrie 1920, Consiliul Orășenesc Brașov a donat castelul reginei Maria a României, în semn de recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Marii Uniri. La moartea reginei, în anul 1938, castelul a fost moștenit de către fiica sa, principesa Ileana, căsătorită cu un arhiduce din familia imperială de Habsburg. După 1948, castelul Bran a fost naționalizat și a intrat în proprietatea statului român, fiind deschis vizitelor publice. Începând cu anul 1956, este amenajat ca muzeu de istorie și artă feudală. Castelul este retrocedat legal moștenitorilor din familia de Habsburg în anul 2009 și intră pe deplin în posesia moștenitorilor principesei Ileana. Ca monument de arhitectură, castelul Bran a început prin a fi o fortăreață de graniță, apoi o construcție militară așezată strategic pe o stâncă, devenind apoi un castel modificat și restaurat în mod succesiv. Este reședință regală în timpul reginei Maria, iar actualmente este muzeu de istorie și artă feudală deschis circuitului turistic. Deși castelul Bran nu are nicio legătură cu domnitorul Vlad Țepeș sau cu personajul Contele Dracula, inventat de scriitorul irlandez Bram Stoker în cartea Dracula, publicată în anul 1897, totuși, majoritatea turiștilor sunt atrași de această legendă. Istoricii nu au descoperit nici măcar o dovadă a trecerii domnitorului Vlad Țepeș pe la castelul Bran. Alăturarea cu vampirul Dracula fiind făcută doar în scopuri turistice. Deoarece castelul descris în romanul lui Bram Stoker seamănă cu castelul Bran, s-a creat această falsă asociere între Vlad Țepeș, castelul Bran și personajul Dracula. Iată cum aceste trei etape, parcurse împreună, s-au transformat într-o experiență culturală prin care ai dobândit informații despre castelul Bran, ai observat cu simțurile și cu mintea ta detalii despre acest monument istoric și de artă medievală, devenit muzeu deschis publicului larg. Experiența culturală a devenit și o experiență de cunoaștere, deoarece acum poți deosebi adevărul documentat istoric de legende, mituri, tradiții, credințe. Mai mult, ai observat un exemplu concret de disociere între realitatea istorică și cea ficțională și poți să nu confunzi o personalitate istorică cu un personaj literar. Acum, la sfârșit, putem spune că vizitarea unui obiectiv turistic poate fi atât o experiență culturală, cât și una de cunoaștere, dezvoltând capacitatea de a distinge între un adevăr dovedit istoric și legende, opinii, tradiții, credințe care circulă și se amestecă precum apa în vasele comunicante. Îți mulțumesc că ai învățat împreună cu mine! Pe curând!